Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Democrat, domnul Pavel Filip. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și eu vă mulțumesc. Azi și că 1 aprilie ziua păcălilor, la nivel că nimeni nu are chef de glume. Totul e cam complicat. Deci avem stare de urgență pe 2 luni. Partidul Democrat, fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat a refuzat. De ce? Dacă ne raportăm la numărul de cazuri pe zi care le registrăm, doar de contaminări, la numărul de morți care deja devine din ce în ce mai strașnic. Deci Partidul Democrat a refuzat ieri în Parlament să voteze pentru instituirea stării de urgență doar pentru că acolo a ridicat mâna fracțiunea Partidului Șor, pe care dumneavoastră deloc nu aveți la inimă? Nu, este adevărat. Eu am participat la Consiliul Suprem de Securitate în ziua aceea când doamna Maia Sandu a invitat mai multă lume să pună în discuție această situație pandemică care este în Republica Moldova. Cu părere de rău, eu atunci am înțeles că instituțiile sunt foarte slabe și vorbesc în contradictoriu. De aceea, probabil, am fost singurul la acea ședință care le-am propus, de fapt, un plan de măsuri aproape exhaustiv, enumărat pe puncte, care suna în felul următor. Instituirea stării de urgență. 2. Armata și poliția să asigure respectarea restricțiilor care sunt impuse. 3. Moratoriu pe cheltuieli în general. 4. Administrarea finanțelor publice să fie centralizată pe perioada stării de urgență. 5. Strategie de vaccinare. 6. Atragerea voluntarilor în sistemul medical. Și încă câteva puncte, ca să nu iau prea mult timp. Lucrul ăsta trebuia să fie făcut. Dar când s-a venit cu instituirea stării de urgență, de fapt urmărind absolut alt scop decât gestionarea crizei pandemice, desigur că noi nu putem saluta o asemenea ipocrizie fără margini. Pentru că eu am mai întâlnit asemenea lucruri în Republica Moldova. Îmi aduc aminte foarte bine când am venit pentru prima dată în dimensiunea publică din sectorul real al economiei, fiind ministru și colegii din minister, undeva îmi spuneau în felul următor că este un proiect prin care ne dau bani, iată, noi trebuie imediat să inventăm un plan pentru a asimila acești bani. Și atunci am făcut ochii mari pentru că în business tu mai întâi ai ideea, ai planul, proiectul, după care mergi și cauți bani. Lucrurile erau întoarse cu fundul în sus. Așa și acum. A fost nevoit să instituie starea de urgență, absolut din alte considerente, pentru a îngheța cumva, cel puțin pe 2 luni de zile acum, dizolvarea Parlamentului și ulterior se vor gândi cumva să vină cu un plan care să nu zică că au impus starea de urgență în zadar. Lucrul ăsta pe mine m-a supărat foarte mult ieri în ședința Parlamentului. I-a spus și domnului prim-ministru interimar că îmi pare rău că se lasă atras executivul, așa cum este el în demisie acum, în aceste jocuri politice, pentru că el a venit și vorbea de la tribuna Parlamentului un lucru pe care singur nu cunoștea care sunt consecințele și ce urmărește aceste lucruri, dar care domnul Dodon deja le spunea de dimineață într-un interviu, că starea de urgență va fi introdusă de la 1 aprilie până pe 30 mai, că în perioada stării de urgență vom lua bani din rezervele băncii naționale din Moldova și a recunoscut în acel interviu că da, și starea de urgență este introdusă pentru a nu admite dizolvarea Parlamentului timp de 2 luni și a mai spus că alegerile vor fi în septembrie-octombrie. Deci asta este problema de fapt și bătaia de joc de această țară și de oameni. Este acest executiv? Șchiop, cum este el, dar trebuie să identifice niște măsuri absolut... Eu am prins cu urechea acum declarațiile. Dar pe rând, vă rog frumos, pe rând, domnul președinte. După aceea ședință a Consiliului Suprem de Securitate la care ați participat dumneavoastră, președintele țării Maia Sandu a declarat presiei că acest Consiliu va propune instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni. De ce n-a propus nimeni
Nici președintele n-a propus Parlamentului să inițieze asta. Eu am spus foarte clar și ieri am avut o luare de cuvânt în Parlament, pentru că noi, de fapt, nu asistăm la o grijă față de ce se întâmplă în Republica Moldova și cu oamenii acestei țări, dar asistăm la o luptă între doi politicieni, între doamna Maia Sandu și Igor Dodon. Și iată, toată țara trebuie să stea o statică acestei lupte, de parcă ar fi, știți, soarele și luna. Iată, toți trebuie să învârte în jurul acestor doi politicieni, pentru că mai mult nu există nimic, doar pentru că au avut meritele să iasă în turul 2 la alegerile prezidențiale. Asta este problema cea mare și lucrurile trebuie numite pe nume așa cum sunt ele. De ce nu a fost după Consiliul Suprem de Securitate? Pentru că Igor Dodon nu i-a permis guvernului să facă lucrul ăsta. Și ați văzut ce s-a întâmplat la ședința guvernului. Eu am impresia că nici domnul Ciocoi nu prea știa toate de modul cum au reacționat și au intervenit miniștrii la această ședință. De ce? Este foarte clar, deciziile să iau acolo, se implementează. Doar știți în ce constă această tragedie? Pentru că sunt doi politicieni care, într-un mod oarecare, dețin toată puterea la acest stat. Unul are președinția, altul are o majoritate parlamentară și guvernul pe care îl controlează. Acum, ambii fug de responsabilitate pentru că toți se pregătesc de alegerile parlamentare anticipate. Cine vrea să-și asume responsabilitate într-o asemenea perioadă complicată pentru țară, pentru că aceasta nu-i va aduce imagine bună pentru alegerile în alegeri. De aceea, doamna Maia Sandu, de la bun început, nu a vrut să-și asume această responsabilitate ca cartoful cel fierbinte, să fie acest guvern, de ce pe mine mă mir acum când ei au pretenții la acest guvern și împuternicirile pe care le-au luat prin impunerea stării de urgență, pentru că ea a vrut să rămână acest guvern până în alegerile parlamentare anticipate ca să poată critica instituțiile, fiind de o parte, nu am pârghii, ei sunt vinovați de ceea ce se întâmplă în țară. Pe de altă parte, este Igor Dodon, care zice că Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale, este responsabil absolut de tot ce se întâmplă în această țară. De asta. Acțiunile care au avut loc ieri în Parlament, de fapt, a fost un eveniment convenabil și pentru Maia Sandu și pentru Igor Dodon. Maia Sandu s-a spălat pe mâini că nu este responsabilă de ce se întâmplă în țară până la alegerile parlamentare, se va ține de criticat astfel încât cumva să-și mențină ratingul. Igor Dodon a obținut că va face alegerile atunci când dorește el, în toamnă, controlând, de fapt, toate instituțiile statului, în aceeași măsură, dând vina pe doamna Maia Sandu. Iată unde în acest foc unde se regăsește țara și cetățenii Republicii Moldova. Iată, eu nu pot răspunde la această întrebare. Dacă cineva crede că pe... Eu comunic cu oamenii în fiecare zi. Dacă ei cred că pe oamenii interesează adresările la Curtea Constituțională, pe departe nu. Noi suntem într-o situație de criză. Oamenii nu mai vor nimic. Nici alegeri, nici guvern. Oamenii vor să trăiască, oamenii vor să fie sănătoși. Și nu sunt niște propoziții apocaliptice. Este o realitate. Eu, în această perioadă de criză, am pierdut două rude apropiate. Oameni sănătoși, sportivi, care trebuiau să trăiască încă. Dar din motiv că avem o organizare foarte proastă, avem o gestionare extraordinar de proastă a acestei crize. Nu există protocoale medicale care să le cunoască fiecare medic de familie. Deci se întâmplă aceste lucruri. Da, precizare voiam, domn președinte. Ce câștigă Igor Dodon prin faptul că amână, ori el nu anulează, ci doar le amână aceste alegeri parlamentare anticipate cu încă două luni? Nu în iunie, ci în septembrie. Elementar. Toată lumea cunoaște acest lucru, pentru că și Maia Sandu și Igor Dodon, ei se trezesc dimineața și se uită măsurările, după care experții le spun cum trebuie interpretate sondajele care au fost efectuate și cum trebuie să procedeze mai departe. Și de aici măcar să ardă casa, dacă are linia politică ce trebuie să facă, cu părere de rău, oamenii ăștia nu acționează ca oameni de stat, dar acționează ca
politicieni curați, fiind absolut indiferent, fiindu-le indiferent de ce se întâmplă în țară. De aici, Igor Dodon înțelege foarte bine. A căzut PSRM-ul împreună cu el după alegerile prezidențiale. Maia Sandu a crescut odată cu victoria în alegerile prezidențiale. Lipsa de acțiuni în toată această perioadă duce la căderea pasului și a ratingului Maia Sandu. De aceea, scopul este cu cât mai departe vor fi alegerile parlamentare anticipate, cu atât mai ridicate sunt șansele că undeva se va eroda imaginea Maia Sandu și pasul. Lucrul ăsta, de fapt, se întâmplă acum din măsurările pe care le avem. Ăsta este unicul considerent. Pentru că pe mine ce mă doare? Noi, cei de la Partidul Democrat, am făcut o propunere din punctul nostru de vedere destul de rațional. Am zis că mergem la alegerile parlamentare anticipate, așa cum vreți voi, în septembrie, dar haideți să ajutăm această țară în toată perioada de până la alegeri parlamentare anticipate. Haideți să găsim un compromis în formatul la 4 partide, să numim un guvern funcțional care să deblocheze finanțarea externă, în primul rând, pentru că în deficitul bugetar, 6 miliarde urmează să fie acoperite din finanțarea externă, care deja cu certitudine cunoaștem că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Este vorba de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană, acest omnibus. Nu mai vorbesc de banii de România care au fost ratați. Și acest guvern gestionează criza pandemică, pentru că eu pot să vă spun în calitate de om care a deținut funcția de prim-ministru. Când este un guvern în demisie, nimeni nu lucrează în acel guvern. Oamenii, funcționarii așteaptă să vadă ce o să fie în continuare. După care se elaborează un plan exhaustiv pentru acest guvern, pe scurtă durată, care să vină în Parlament în timp de o lună de zile, să votăm toate aceste legi care ar însemna deblocarea finanțării externe, rectificarea bugetului, alocarea banilor după strictă necesitate și multe altele, după care, prin faptul că convenim în scris printr-un acord, nu ne mai întrunim în Parlament 3 luni de zile, constituțional Parlamentul este dizolvat și mergem în 2 luni de zile la alegeri parlamentare anticipate. Asta era tocmai luna septembrie. Dar mergeam în alegeri cu un guvern plenipotențial, un guvern funcțional, care avea grijă de ce se întâmplă în această țară. Părerea de rău, au ales partea cea mai proastă posibilă, varianta cea mai proastă posibilă din toate. Alegerile parlamentare, oricum, vor fi în septembrie-octombrie. Bani din exterior nu vom primi pentru că nu poate fi deblocată asistența externă neavând un guvern funcțional. Gestionare proastă și încă acest guvern va fi în continuare controlat de către Dodon și Șor. De ce mai Sandu pasul nu merg la Curtea Constituțională să încerce să anuleze acest proiect de hotărâre cu privire la instituirea stării de urgență? Dar întrebarea mea este, noi pentru ce mai avem politicieni și partide politice dacă noi ne adresăm de câteva ori pe săptămână la Curtea Constituțională? Atunci haideți să împuternicim Curtea Constituțională să ia toate deciziile și să conducă cu această țară. Nu poate fi acest joc. De ce se întâmplă, de fapt? Haideți să vă răspund la această întrebare. De ce se întâmplă atât de des adresările la Curtea Constituțională? Din cauza degradării, ca să nu mai exprim altfel, a clasei politice din Republica Moldova. Politicienii, formațiunile politice trebuie să comunice. Trebuie să înțelegi foarte bine că orice poți obține prin comunicare. Iată, refuzul ăsta categoric de a vorbi unul cu altul duce la cumva rezolvarea problemelor prin Curtea Constituțională. Știți cum doi vecini sunt certați și nu vorbesc unul cu altul, dar vorbesc prin intermediul unui cumătru sau nu știu cum acolo. Lucrul ăsta nu este normal. Deci, premierul interimar, domnul Ciocoi, a anunțat astăzi noile măsuri restrictive. Printre acestea ar fi că, ei și-am pierdut deja. Da, știu că acolo nu avem voie să ieșim noaptea de la 23 până la 5 dimineață.
La locul de muncă, maxim o treime dintre angajați trebuie să fie prezenți, școlii continuă să activeze așa cum activau, grădinițele activează și asta e bine. Agenții economici care vor păși pe greblă vor fi imediat închiși, niciun fel de amendă, pur și simplu listează activitatea. Noi asta l-ați ascultat. Chiar spunea asta la începutul emisiunii. Da, nu am reușit să analizez toate propunerile, foarte fugitiv am ascultat și eu. Iată, eu vin cu o întrebare. De fapt, dar cu ce ajută în situația pandemică interdicția de a te deplasa de la ora 23 până la ora 5 dimineața? Iată, eu când am emisiune, eu încheie aproape de miezul nopții. Bine, mi-apare întrebarea. Eu pot să mă duc acasă? Nu, vedeți că, odată, eu am fost format cumva în mediul de afaceri. Există o teorie care se numește teoria constrângerilor. Și de fiecare dată tu trebuie să identifici constrângerea. Și lărgind sau eliminând această constrângere, tu te miști mai departe, identificând altă constrângere. Și într-așa mod se perfecționează procesele. Iată, în această perioadă de criză, unde este constrângerea? În faptul că oamenii se deplasează și așa foarte puțin, eu am bănuiesc, după ora 23, iată cum am venit la dumneavoastră, oameni pe stradă sunt foarte puțini deja. Aici este constrângerea? Sau de la ora 6 sau 7 dimineață, când oamenii se vor îmbulzi în troleibuze și așa mai departe? De aceea trebuie de fiecare dată să identifici cel mai îngust loc și acolo să rezolvi problema. După ce ai rezolvat acolo, treci la următoarea constrângere care este identificată. Dar ceea ce au declarat acum, în linii mari, bine, urmează să analizez, dar din cele care le-am prins până am ajuns aici la dumneavoastră, toate măsurile astea puteau fi luate și până acum de către Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică. Fără să avem declarată stare de urgență. Fără să avem declarată starea de urgență. Dar cine le-a? Eu pot să vă spun în cunoștință de cauză. Marea Britanie, Austria, Germania și așa mai departe trăiesc în măsurile astea încă din luna noiembrie. Și nu este declarată starea de urgență. Cine știe ce decizii urmează să ia această comisie pentru starea excepțională? Azi e prima zi. Păi asta și, cum să vă explic, ăsta și este lucru care m-a revoltat pe mine. Pentru că tu vii și soliciți instituirea stării de urgență. Eu, ca parlamentar, am dreptul să întreb. Pentru ce? Ce vrei să faci în această perioadă? Adică, voi dați în stare, că s-ar putea lua niște decizii foarte... Nu. Eu, încă o dată, deci lucrurile sunt foarte limpede aici. Scopul instituirii stării de urgență a fost înghețarea posibilității dizolvării Parlamentului pe 2 luni. În rest, toate astea vor fi floricele ca să îndreptățească cumva impunerea stării de urgență. Pentru că eu de fiecare dată, fiind în funcție de prim-ministru, când mergeam în Parlament, eu știam pentru ce mă duc. Solicit lucrul ăsta pentru ce? Spre exemplu, îmi aduc aminte când au fost zăpezele cele în martie 2007, în aprilie 2017. Eu am solicitat ajutorul armatei. Dar eu nu am solicitat pur și simplu dați-mi armata, după care eu voi vedea ce voi face. Eu m-am dus cu un plan descris. Deci, și acum văd în fața mea acea coală de hârtie. Deci eu am identificat punctele focale în fiecare, în jurul fiecărui polițist de sector. Asta a fost strategia atunci. Și eu am spus, uite, polițistul de sector cunoaște cel mai bine regiunea de care este responsabil. Mie îmi trebuie să-i dau lui încă 20 de carabinieri, să-i dau 2 mașini, să-i dau 2 pădurari care să taie copaci și tot așa mai departe. Deci, iată pentru ce mie îmi trebuie, m-am adresat către președintele țării, să-mi permiteți să folosesc armata timp de 3 sau 4 zile. Dar când vii
și spui, dați-mi stare de urgență, dar eu ulterior, pentru că asta a fost, de fapt, spus ieri în plenul Parlamentului. Domnul Nagacevski îmi pare că a spus că nu, noi o să avem plan. Iată, deja acum le-am dat indicație și secretarul general al guvernului solicită de pe la instituții propuneri pentru ce să facem în perioada asta de urgență. Nu, încă o dată spun, dar asta este realitatea. Da, ceea ce spunea Igor Dodonului într-un interviu cu banii ăștia din rezerva Băncii Naționale. Dacă te uiți dintr-o parte, ca simplu om normal la cap, n-ai nicio treabă cu asta. El povestește că Banca Națională are rezerve de 3 miliarde de dolari. Astăzi, dacă nu greșesc la matematică, sunt vreo 60 de miliarde de lei. Sau mai puțin, sau nu știu. Da. În fine, 3 miliarde de dolari, sună bine. Și el zice, deschidem safiul, luăm un miliard și împărțăm în dreapta și în stânga, cui trebuie, și i-am salvat pe toți. Și am închis înapoi să fiu. Da. La modul practic, asta e posibil, nu ați fost prim-ministru, totuși. Nu, asta este o prostie. Eu vă dau un exemplu. Deci, noi avem așa gospodari, da? Care, ce bani mai avem în casă, au luat și au băut toți banii și au cheltuit pe toți. Și ulterior ce o să faci? Dar banii aia pentru ce stau la Banca Națională multă... sau unde stau în America? Stați puțin. De asta și vreau foarte simplu să ne explicați. Da, foarte simplu o să vă spun. Banii ăștia sunt pentru a asigura stabilitatea financiară în Republica Moldova și de a avea o politică monetară corect. Ăsta a fost efortul și cred că cel mai important lucru care mi-a reușit în perioada când am fost prim-ministru. După furtul miliardului și tot așa mai departe, să stabilizăm sistemul bancar și să readucem încrederea în sistemul bancar. Și atunci eu am impresia că mai departe nu se vrea să meargă pe această cale, dar dimpotrivă vor să slăbească sistemul bancar. Dar întrebarea mea, dar de ce trebuie să te bagi în rezervele Băncii Naționale? Noi ce, am epuizat toate... El spune că așa fac toți, sau mulți. Nu, fiecare țară își are strategiile sale. Deci trebuie să înțelegem foarte bine că rezervele Băncii Naționale acoperă moneta, masa monetară. O intervenție nechipzuită în rezervele Băncii Naționale vor duce în continuare la inflație, creșterea prețurilor și intrăm într-un cerc absolut vicios. De aceea, mie îmi vine foarte greu să vă spun cu certitudine, deci se poate de luat ceva de acolo sau nu se poate de luat, pentru că trebuie să ai niște calcule și trebuie să vină ministrul finanțelor cu guvernatorul Băncii Naționale să ne spună ce posibilități sunt. Stați, noi tot... Cât avem până la publicitate? Gata? Haideți să o luăm acum. Luăm câteva clipe de publicitate și revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn premier, dar noi vorbim despre anticipate, dar încă motivele oficiale, noi nu știu dacă sunt. Haideți mai altfel. Acele două tentative de votare a guvernului, guvernul Gavrilița și guvernul Grosu, astea pot fi numite, decât de dumneavoastră cel puțin, oficial, tentative eșuate de votarea unui guvern, ceea ce, conform Constituției, presupune declanșarea anticipatelor. Sau dumneavoastră nu considerați așa? Asta este o altă tragedie pentru Republica Moldova. Modul cum s-a procedat în toată această perioadă, având ca scop dezolvarea Parlamentului, doamna președinte tot a încercat să folosească normele constituționale astfel ca să dizolve, să ajungă la dizolvarea Parlamentului. Și iarăși, mergi cumva împotriva lucrurilor firești, pentru că Constituția este elaborată pentru a-ți oferi posibilitatea să numești un guvern. Și doar în situații excepționale, când Parlamentul nu mai vrea, nu mai poate nici într-un mod oarecare și nu există altă ieșire din situație, se merge pe dizolvarea Parlamentului. Dar tot ce au făcut ei au fost pentru ca să, cu șiretlicuri cumva, să obțină dizolvarea Parlamentului. Și iarăși, după declarații tari,
curățarea clasei politice și tot așa mai departe, stau interesele politice, interesele de partid. Având un rating foarte înalt, doar și uitându-se la măsurări, cât mai repede avem alegeri parlamentare anticipate, cu atât mai multe mandate vom lua în Parlament. Fenomenul Zelenski din Ucraina. Eu am condamnat acest lucru, pentru că dintotdeauna am considerat că nu trebuie să aștepți condiții ideale. Știți cum, acasă când ai un copil mai năzbătios, mai neascultător, mai dai la brazdă, mai trimiți la școală, dar nu refuzi de dâns și spui eu am să vorbesc cu tine când o să te văd om normal. Exact același lucru și în Republica Moldova. Nu poți spune, nu fac nimic, nu intervin cu absolut nimic, până când eu o merge la anticipate, o să vin cu o majoritate parlamentară, o să-mi pun guvernul meu și eu fiind președinte, iată atunci eu o să încep a lucra pentru Republica Moldova. Dacă, și vă spun lucrul ăsta iarăși, în calitate de prim-ministru, de om care a deținut funcția prim-ministru, nu aștepta condiții ideale, că ele pot să nu fie niciodată. Dacă ai posibilitate să miști lucrurile cât de puțin înainte, astăzi trebuie să faci lucrul ăsta. Partidul Democrat, atunci când s-a retras de la guvernare, a oferit posibilitatea viitorului președinte, care urma să fie ales pentru că noi nu știam cine, să construiască un dialog cu Parlamentul și să-și pună un guvern. Consideram că asta este normal. Eu consider acum că Maia Sandu a ratat această ușă deschisă sau această șansă de a instala un guvern. Trebuia, ce acum este mai bine? Iată, în situația care ne aflăm acum, este mai bine pentru țară, pentru oameni? Nu, este un lucru foarte și foarte prost. De aceea, eu nu vreau să comentez, Curtea Constituțională probabil se va expune, dar au încercat exact prin șiretlicuri cumva să tergiverseze, iată, toate aceste 3 luni de zile, cumva să le sincronizeze cu a doua încercare de a investi un guvern. Și, iarăși, mie neplăcut, ca să nu folosesc alt cuvânt, când ei spun că da, ați avut posibilitatea să votați guvernul în Parlament, de ce nu l-ați votat? Nu, ei, dar nu Maia Sandu a spus că Parlamentul a avut posibilitatea două ori să învățească un guvern profesionist Sandu, dedicat cauzei cetățenilor. Voi n-ați vrut. Da, realitatea asta este, pentru că atunci când vrei, nu vii la fracțiune, la consultări, la invitația noastră și spui, eu vin cu echipa mea, cu programul meu, nu mă interesează ce vreți voi, vreți votați, vreți nu votați. Stați. Apropo, când a fost desemnat domnul Grosu, dacă nu-mi greșesc, PD-ul a fost prima formațiune care a difuzat un comunicat de presă și a vorbit despre faptul că s-a întâlnit cu Grosu. Da. Și acolo era o poză, era și un buchet de trandafiri pe masă, eu chiar credeam că l-a sfereșit pe domnul Grosu, dar cineva din PD mi-a zis că... Doamna Rotundă. Și din comunicat, în ce a scris voi, democrație, eu am înțeles că domnul Grosu v-a cerut susținerea, de fapt. Așa a fost la acea întrevedere dintre dumneavoastră pe de-o parte și... Exact. N-a fost că deci, hai să te fotografiem și hai pe acasă. Domnul Grosu a venit cu domnul Litvinenko și Spânul. Și ne-a spus că, colegi, voi nu vă supărați, dar noi nu includem pe nimeni altcineva în garnitura guvernamentală decât oamenii noștri. Programul guvernamental nu se deosebește, practic, de programul cu care a venit doamna Gavriliță. Și prima întrebare care au pus-o colegii mei au fost, domnul Grosu, dumneavoastră solicitați votul de încredere pe bune sau solicitați ca și doamna Gavriliță să nu vă votă? Și domnul Grosu a spus că da, de data aceasta noi solicităm votul. Și atunci noi am spus că ok, urmează să mai avem niște discuții cu colegii deja la fracțiune și vom decide dacă votăm sau nu votăm. Asta a fost în linii mari întâlnirea și discuțiile pe care le-am avut la fracțiune. Domnul Grosu, domnul Spânul, domnul Litvinenko nu sunt copii de mingi. Ei sunt băieți serioși. Ce s-a schimbat în opinia noastră în decurs de 2 zile după ce v-a spus însuși domnul Grosu că vrea votul? Radical. Nu? Încă o dată, deci fără a supăra pe cineva, dar toată lumea și noi cu dumneavoastră trebuie să înțelegem că este scopul altul.
Deci scopul a fost provocarea alegerilor parlamentare. Dar de ce să vă mintă la discuții private? Ca nu, să eu cred discuții că el publici. A vorbit sincer atunci. El a vorbit sincer, pentru că jocul ăsta nu este făcut nemijlocit de domnul Igor Gross. Apropo, am un respect deosebit față de acest om, pentru că în discuțiile pe care le avem, are un comportament absolut decent și pentru lucrul ăsta îl respect. Eu bănuiesc că el nu a știut atunci că nu vor solicita votul de încredere pentru guvern. Deci deciziile cred că oricum au fost calculate și au fost luate după calculele făcute în altă parte. Totuși, nu vreau să vă dați cu părerea cam ce decizie ar trebui, în opinia dumneavoastră, modestă opinie, să ia în alta curte după cele două contestări la Curtea Constituțională, una sesizări, una din partea președintelui Maia Sandu care cere dizolvarea și una din partea socialiștilor care cere nedizolvarea. Eu cred că Curtea Constituțională va constata că există circunstanțe pentru dizolvarea Parlamentului. Mhm. Uh-huh. Și aici apare altă întrebare. Mie deja vreo 2-3 invitați la rând îmi spun următoarele. Tot asta, dar până la urmă bani alocă guvernul. Guvernul interimar nu poate face rectificări bugetare. Coaliția majoritară nu vrea anticipate acum și poate să o întindă până la Paștere calului său cu banii. Bani nu-s. Fără bani nu poți desfășura alegerile anticipate, chiar dacă semnează președintele Maia Sandu și așa va face în ziua în care în alta curte va emite decretul, ea va da ordinul ăsta de dizolvare și va anunța data. Asta nu înseamnă automat că ele se vor desfășura, pentru că nu pot avea loc fără bani. Ce se întâmplă în așa caz? Eu am urmărit că sunt foarte multe discuții în jurul alocării banilor pentru petrecerea alegerilor parlamentare. Eu nu cred că aceasta va fi cea mai mare problemă, cu toate că în perioada de criză, de pandemie, să aloci 120 de milioane sau cât este acolo pentru alegeri nu este tocmai timpul potrivit. Trebuie să înțelegem foarte clar. Noi suntem totuși o țară cu regim parlamentar. Și lucrul ăsta era de înțeles de la bun început. Alegerile vor fi atunci când o să durească majoritatea parlamentară. Atâta timp cât există o majoritate parlamentară, atâta timp ei vor găsi instrumentele necesare pentru a declanșa sau a tergiversa alegerile parlamentare anticipate. Iată, acum s-a impus stare de urgență pe două luni de zile. Cu o lună înainte de a expira, va veni guvernul și va spune că noi mai avem nevoie de două luni de zile de stare de urgență. Vor pune la vot și guvernul va vota. În perioada de urgență nu poți dizolva parlamentul. Astfel, oricum, alegerile vor fi în septembrie, octombrie, precum a declarat domnul Dodon. Care era soluția? Dialogul. Și eu consider și eu sunt absolut sigur în ceea ce vă spun acum, pentru că eu, într-un mod oarecare, am inițiat discuțiile în formatul la 4 fracțiuni parlamentare. PD-ul, PAS-ul, Platforma DA și PSRM-ul. Și era foarte clar acolo că PSRM-ul este gata pentru discuții. Că PSRM-ul era gata să ajungem la un compromis pentru numirea unui prim-ministru. PSRM-ul a fost gata să ajungem la un compromis pentru numirea datei alegerilor parlamentare anticipate. Nu există în dimensiunea politică altă cale decât dialogul, care a fost constant refuzat din partea președintelui Maia Sandu. Credeți că ăsta a fost un moft al domnului Andrei Năstase, că voia desemnarea persoanei sale de către președinte și insista? Sau el pe bune ar fi găsit suficiente voturi ca să fie numit guvernul Năstase? În primul rând, nu neapărat Andrei Năstase. Era vorba și despre slusări. Platforma a făcut o mișcare, în principiu, și nu poți face următorul pas până când poți face a doilea pas dacă nu ai făcut primul pas, hai să zicem așa. De aceea, primul pas trebuia consimțământul acestor patru formațiuni politice și a președintelui țării că, ok, haideți să stăm,
cât va fi necesar, zi și noapte, să identificăm un compromis. Iată, lucrul ăsta nu a fost făcut primul pas. De aceea, nemijlocit propunerea domnului Năstase la funcție de prim-ministru, eu o privesc ca o tentativă de a debloca aceste lucruri, pentru că în discuții noi puteam ajunge la o concluzie că, ok, noi toate patru formațiuni politice zicem că nu este un exponent al unui partid. De aici putem lua pe cineva, nu știu, din societatea civilă sau din mediul de afaceri, îi oferim posibilitatea să-și creeze echipa, cu toții participăm la elaborarea unui plan de guvernare limitat în acțiuni și timp și semnăm acest acord care va fi foaia de parcurs pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Iată, lucrul ăsta s-a urmărit. De fapt, despre lucrul ăsta vorbeau și colegii de la platformă. Dar dincolo de aceasta, da, eu pot să vă spun cu fermitate că dacă ar fi fost înaintată candidatura domnului Năstase, erau voturile necesare pentru ca să fie votat. Și Maia Sandu, știind asta, de ce a refuzat? Iar și încă, eu nu mi-aduc bine aminte, există un banc despre militari, când ăsta iese superiorul și spune, am luat nu știu ce, un băț acolo și ne apucăm să măturăm cararea. Și cineva din soldați spune că dar cu mătura o să fie mai repede. Deci, dar mie nu-mi trebuie să fie mai repede. Mie îmi trebuie tu să fii obosit până la urmă. Scopul care este aici încă o dată, deci doamna Maia Sandu are un singur scop. Cât mai repede declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Cu cât mai târziu, cu atât mai mult se va compromite sau de aceea, asta, eu cred că este clar nu doar pentru mine, dar pentru toată lumea acest lucru. Despre candidatul Golovatiuc nici nu discutăm. N-are cum să ajungă candidat desemnat, așa-i? În opinia dumneavoastră. Păi, lucrurile sunt foarte clare. Poate fi doar în situația când Curtea Constituțională va spune că nu, președintele țării este obligat, că iată, există o majoritate și este obligat să înainteze. Dar lucru care, din punctul meu de vedere, puțin probabil că se poate întâmpla. Dumneavoastră, în cazul doamnei Mariana Dulășteanu, ați văzut o operațiune specială la mijloc sau toate credeți în opinia dumneavoastră că au fost niște coincidențe? Nu, eu nu cred în coincidență. Am suficientă experiență politică ca să cred orbește în coincidențe. Maia Sandu l-a jucat bine pe Igor Dodon data asta, așa? Eu nu pot să mă dau cu părerea cine a făcut acest joc. Poate chiar nici Maia Sandu n-a făcut acest joc. Dar este evident că da, a fost o mișcare, dar iarăși o mișcare fără finalitate până la urmă. Pentru că atunci și eu personal, dar cred că și oamenii în Republica Moldova deja au obosit atât de aceste jocuri murdare politice la care asistăm în ultima perioadă de timp în Republica Moldova. Cei care spun că politica este murdară, că acolo nu există înțelegeri, eu nu vreau să cred în lucrul ăsta. Dar de ce nu pot exista înțelegeri politice care pot fi respectate? În toată lumea există, iată, în Moldova ele nu pot exista. De ce nu puteau exista înțelegeri? Te-ai așezat la masa de dialog, ai elaborat un plan, ai ajuns la un compromis și mergi înainte. Nu, noi tot timpul trebuie să mergem pe aceste șiretlicuri, înțelegeți? Cum se exprima colegul Slusăr în Parlament. Iată, asistăm Chip și Dale, știi, vin să ne salveze. Apropo de salvat, v-ați vaccinat contra COVID? Da, eu mi-am administrat prima doză de vaccin la Iași, în România. Aveți pașaport românesc? Da, am pașaport românesc. A doua când urmează? Păi în 3 săptămâni lucrul ăsta. Ce fel de vaccin? Vaccinul Pfizer a fost, nu? Pfizer. Ați avut de ales sau s-a pus la dispoziție Pfizer, AstraZeneca? Nu, sau locul unde se petrecea această vaccinare, centrul de vaccinare era cu Pfizer atunci. Absolut nu am ales vaccin. Niciun efect advers, totul e bine?
totul este foarte bine și eu le sugerez și acum și în continuare cei care au posibilitate să meargă în România să se vaccineze, să facă lucrul acesta. Cunosc oameni care au mers în Rusia și s-au vaccinat. Le sugerez și celor care pot să meargă în Rusia să meargă să se vaccineze. Pentru că din câte înțeleg eu, dar nu, sunt absolut încrezut că nu greșesc, lucrurile în continuare Republica Moldova cu vaccinare vor sta foarte și foarte prost, pentru că noi doar stăm cu mâna întinsă, doar așteptăm cineva să ne facă donații. Eu am văzut foarte mult extaz când se spunea că iată, guvernul a identificat bani pentru a cumpăra 1 milion de doze, oameni buni, dar noi ce ne batem joc, dar care este prioritatea zero acum în Republica Moldova? Care este prioritatea zero? Vaccinarea populației? Ăsta a fost, de fapt, filozofia gestionării crizei pandemice în lume. Deci, lockdown-uri, situații, stări de urgență, astfel încât a întinde timpul pentru a nu induce în colaps sistemul spitalicesc până când vom avea acces la vaccin. Asta a fost filozofia gestionării acestei crize. Și noi acum spunem că nu avem bani pentru identificăm și găsim cu mare eroism bani, dar dacă trebuie tot bugetul țării, dați-l, pentru că ce poate exista mai important decât viața oamenilor. De asta și spuneam în planul ăsta, eu așteptam absolut altceva de la Comisia pentru Situații Excepționale. Cum gestionăm corect banii pe care îi mai are Republica Moldova. Pentru că noi acum, fiind în stare de urgență, nu trebuie să cheltuim bani pe lucruri care nu sunt esențiale. Banii trebuie păstrați pensii, salarii, medicamente, tratarea bolnavilor și medici. Ăștia sunt prioritățile. Dacă după aceasta ne vor mai rămâne bani, atunci vom mai repara și un drum, vom mai cumpăra și un tractor și nu știu ce. Dar nu poți cheltui banii pentru altceva atâta timp cât nu ți-ai rezolvat problema existențială. Dar mai sunt țări în lume unde oamenii pleacă în alte state ca să se vaccineze? Bine, eu nu cunosc acest lucru și eu regret că se întâmplă de fapt în Republica Moldova și aici intrăm în altă dimensiune care tot nu mi-aduce cea mai mare plăcere. Iată, noi asistăm în toată perioada aceasta de timp, avem politicienii de stânga, avem politicienii de dreapta. Nu este cel mai plăcut mesaj pe care îl aud. Unul spune că o să aducă bani de la Moscova, altul spune că o să aducă bani din Uniunea Europeană. Dar noi avem de gând să ne apucăm de treabă în Republica Moldova și să câștigăm proprii bani. Apropo de acești politici. Și eu vreau să vă spun că avem această posibilitate. În perioada când a fost prim-ministru, vreau să vă spun că toate proiectele investiționale, prima casă, drumuri bune, un medic, un doctor pentru tine și așa mai departe, au fost făcute din banii Republicii Moldova. Era pace atunci, cel puțin. Cum e mai complicat. Iată, eu vorbesc la general, pentru că noi mesajele și declarațiile acestea, că vom aduce bani, că iată, Uniunea Europeană o să-mi dea bani, că are încredere în mine, sau că Moscova o să-mi dea bani, numai mie, pentru că are încredere. Noi le-am auzit, mesajele astea și încă înainte de a intra în această criză pandemică. Lucrul ăsta mă deranjează pe mine, pentru că nu poți fi gospodar împrumutând bani de la un vecin sau de la altul. Până când nu ți-ai sflecat mânicile și te-ai apucat de treabă, tu nu vei deveni gospodar niciodată. Bine spus. Rămânem la vaccinuri. Igor Dodon a anunțat în seara asta că s-a întâlnit cu Kozak la Moscova și în câteva zile aduce 180.000 de doze de vaccin. Președintele Maia Sandu spunea că săptămâna trecută că a vorbit cu cineva de la Pfizer și până la finalul iunie ăia ne dau 100.000. Deja mai bine. Deja e mai bine, dar eu, de pildă, aș fi procedat altfel. Dacă ai posibilitatea să, în perioada de criză, când e complicat, nu trebuie de făcut PR, nu trebuie să te lauzi, să mergi să faci poze cu aceste vaccinuri. În liniște, chiar în anonimat, asigură să vină aceste vaccinuri în Republica Moldova, dar iarăși, prioritatea pentru ei este să spună la toată lumea că, uite, eu sunt cel care v-am fericit.
Dar măcar să le aduc, măcar să le vedem. Dar măcar să le vedem, să... da. Nu contează cum, încă o dată vă spun și pe calea aceasta mă adresez și cetățenilor, nu căutați că vă place un vaccin sau altul. Toate vaccinurile sunt bune și o să vă protejeze, cel puțin nu veți avea stări grave trecând prin acest COVID. Da, lupta asta la nivel mondial, cine își impune vaccinul și unde, până la urmă tot se rezumă la bani, așa? Asta că a fost premier. Puteți să ne spuneți asta? Eu cred că da, pentru că până la urmă și această dimensiune a medicamentelor nu este altceva decât un business. Așa că vrem noi sau nu vrem și eu cred că atacurile acestea de discreditare a unui vaccin sau altuia, în spate totuși sunt aceste lupte corporative. Dar, iarăși, sunt niște presupuneri, pentru că mie nu obișnuiesc să vorbesc fără dovezi, dar, încă o dată, nu cred în coincidență și, desigur, că sunt presupunerile mele. Regie, cât mai avem noi până la publicitate? Haideți să o luăm acum, vă rog, mai am câteva subiecte, dar vreau să le schimb, ok? Publicitate, doamnelor și doamnelor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule premier Filip, omologul dumneavoastră, premierul Ion Chicu, a anunțat că își creează formațiuni politică, se implică și el în politică. Vreau păreri, mulți îl acuză satelit. Am auzit teoria că s-a instituit stare de urgență pentru ca Ion Chicu să reușească să-și înregistreze partidul, ca să poată astfel participa la anticipate. Deci, câte conturi de Facebook, atâtea păreri. Dumneavoastră, ce credeți? Eu privesc ușor acest lucru. Dimpotrivă, eu vreau să vă spun că discutam odată cu cineva despre noțiunea de patriotism. Și eu l-am citat pe cineva, desigur că nu mai aparțin mie cuvintele astea, că, de fapt, patrioții adevărați sunt cei care se implică, critică, dar și muncesc. Și îi doare sufletul într-un mod oarecare de țară. Și faptul că domnul Ion Chicu și-a făcut o echipă și vrea să se implice în această activitate politică, care nu este una ușoară deloc, înseamnă că îl doare sufletul de ce se petrece în această țară. E mai rău de cei care doar stau într-o parte și critică și nu vor să facă deget pe deget nimic pentru a schimba lucrurile în țară. Ulterior, satelit, nesatelit, noi vom vedea. Deci istoria va demonstra acest lucru. Rămânem la partide. Platforma de Unitate și Adevăr vrea scoaterea formațiunii domnului Ilan Șor în afara legii. S-au lăsat la Curtea Constituțională. Au motive? Nu știu, mie îmi vine foarte greu. Eu n-am văzut argumentele cu care merg ei. Nu știu de ce direct la Curtea Constituțională. Din câte cunosc eu, ar trebui să pornească acest lucru, ar trebui să se pornească de la Ministerul Justiției, pare mi se, dar este și procedura de adresare la Curtea Constituțională. Tot depinde de dovezile cu care vor veni ei la de curte. De ce să vrei să scoți un partid din afara legii? Pentru că liderul lor a fost condamnat în prima instanță, ceilalți câțiva deputați sunt suspectați. Nu, bine, ăsta da, este băț cu două capete. Pe de o parte nu poți pur și simplu să mergi scos un partid în afara legii, pe de altă parte eu vă spun în cunoștință de cauză, deci o parte din colegii noștri care le-au fost făcute oferte financiare și practic acești transfugi care au plecat de la Partidul Democrat s-au dus pe bani. Ei au spus lucrul ăsta, sunt niște depoziții la Procuratura Generală, din câte cunosc eu. Deci și ofertele astea au venit din partea Partidului Șor. Deci noi cunoaștem această rețea de magazine Mereșor. Noi nu putem să spunem că lucrul ăsta nu influențează deci votanții Partidului Șor și a fost demonstrat într-un mod oarecare. Lucrul ăsta a fost foarte evident în turul 2 la prezidențiale la Orhei.
Am văzut cum au votat în primul tur orheienii și într-a doilea tur 70% pare mi s-au votat pentru Maia, pentru Maia Sand. Este destul de ilustrativ acest fenomen și ulterior toți deținătorii de carduri ai Merișorului sunt de fapt membrii formațiunii Șor. De aceea atunci când vorbim despre metode, despre finanțare și multe altele, s-ar putea să fie motive, doar că cu aceasta trebuie să se ocupe instituțiile statului. Și atunci când ai făcut o adresare la Curtea Constituțională, desigur că trebuie să mergi cu probe, cu dovezi, astfel încât să se încadreze normele constituționale. Eu încerc scuze, două precizări. Nu s-a spus că de la Partidul Șor au venit ofertele financiare ca deputații PD să plece din Partidul Democrat? Asta ați spus acum? Da. Dar nu de la Andrian Candu și de la Vladimir Plahotniuc? Nu, atunci erau toți împreună. Deci nu era o diferență, de fapt, pentru că ofertele și am vorbit, de fapt, despre acest lucru o singură dată. Erau în felul următor. La începuturi, abia când era, unei colege de fracțiune, din fracțiunea Partidului Democrat, a mers un domn care lucrează la Inspectoratul Fiscal de la Orhei și i-a propus, pare mi se atunci, era 300.000 de euro dacă treci la Pro-Moldova, și 350.000 dacă treci la Șor. Deci așa că undeva ăsta, izvorul era unul și același și aveai de ales, pentru că mai scump era să... Adică mai mult îți plăteau dacă mergeai la fracțiunea lui Șor din start. Da, curios. Da, ce ați vrut să spuneți cu 70% votată pe Maia Sandu în turul 2 la Orhei? Eu încerc scuze, eu mă gândeam la următoarea întrebare. Nu, am zis că este ilustrativ. La Orhei, în primul tur, a fost votat candidatul de la Partidul Șor. Așa. Masiv. Dar în turul 2, deci nu a fost votat Igor Dodon, care s-ar părea că este mai aproape doctrinar de Partidul Șor, dar a fost votată Maia Sandu. Vorbesc despre influența acestor cartiele, nu știu. Ați credeți că el în Șor a cerut orheienilor să voteze pe Maia Sandu? Desigur că. Să voteze pe Maia Sandu? Nu, oamenii și-au făcut alegerea singuri deja. În primul tur neapărat pe al nostru, după care faci ce vreți. Exact, da. Așa da. Domnul premier, subiectul ăsta a grâului din rezerva de stat. Noi până mâine aveam foarte mulți specialiști în politică, după care în epidemiologie, acum deja avem în securitate alimentară. Asta e o problemă, ceea ce se întâmplă cu grâul, ceea ce se arată pe Facebook, la televizor. Domnul Gonță, cunoașteți, eu sunt inginer de specialitate și cândva îl citam pe Henry Ford, că eu cred doar în bunul Dumnezeu, în rest eu cred în argumente și dovezi. Iată când se iau asemenea decizii, ele nu trebuie să fie pripite, pentru că s-ar putea să ajungem în situația că acest agent economic care a cumpărat acest grâu, care are contracte pentru export, care și-a comandat navă pentru exportarea grâului, să suporte pierderi materiale mari. Atunci când se impune o restricție la exportul de grâu, trebuie să ai niște date elementare. Cum rezolvăm problemele în școală? Se dă datele inițiale și apoi se rezolvă problema. Pe ce a fost bazată această decizie de a opri exportul de grâu din Republica Moldova? Care este cantitatea de grâu care se află în Republica Moldova, în rezerve acum? La cei privați, la combinatul de pâine și tot așa mai departe. Cineva a analizat aceste cifre, dar dacă noi avem un surplus care e absolut normal, poate fi exportat, de ce să introduce această restricție? Eu nu am văzut aceste cifre, eu nu am făcut această analiză, de ce nu pot spune că este corect sau nu este corect? Dar modul cum s-a procedat mă duce la gândul că pur și simplu toți sunt în goană după senzație. Noi trăim cumva
să nu zic într-o lume, sau cineva trăiește într-o lume paralelă acum. Pentru că cineva a spus, a prins bine pe Facebook, cineva a făcut un live, trolii au bătut din palme și trebuie și eu neapărat cumva să nimeresc pe acest val popular. Stați o leacă, oameni buni. Bazați-vă pe niște cifre, bazați-vă pe niște analize care, în baza cărora, trebuie să iai niște decizii. Exact lucrul ăsta l-am spus la Consiliul Suprem de Securitate atunci când am participat cu situația pandemică din Republica Moldova, pentru că instituțiile statului veneau cu date care într-un mod oarecare se contrapuneau. Și atunci eu le spuneam, dar cum putem noi lua o decizie când unul spune că gata, suntem într-o situație catastrofală, că nu mai sunt locuri la spitale, altul spune, dar nu avem nicio problemă, deja rânduri, cozi nu mai sunt la testare, deci paturi avem suficient. Cine dintre voi spune adevărul? Deci asta este una din problemele mari, că noi în Republica Moldova cumva ne aruncăm după senzație. Apropo, un lucru foarte rău. Ei, președinte, de ce i-a trebuit valul să sară așa brusc? Bine, eu nu zic neapărat că doamna Maia Sandu. Probabil sunt oameni, pentru că un președinte sau un prim-ministru nu stă singur și ia aceste decizii. Îi se pun niște cifre, îi se aduc niște texte, îi se spun niște informații. Am vrut să vă spun altceva, pentru că ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova, iarăși este o tragedie și din alt punct de vedere. Pentru că toți vor merge pe populisme. Iată ce se întâmplă în Parlament. Acum ați fost martori și dumneavoastră atunci când s-a venit cu această lege de indexare a pensiilor. A votat-o și PSRM, a votat-o și PAS-ul. PD-ul unicul a fost care a intervenit și a spus, oameni buni, ce faceți? De ce mergeți pe această cale? Pentru că prinde bine la oameni și acest populism, câteodată trebuie să-ți asumi și niște responsabilități. În primul rând, suntem în perioadă de criză pandemică. Noi avem pensionari care au pensie de 1.000 de lei și avem pensionari cu pensie de 15.000 de lei. De ce noi, în această perioadă de criză, dincolo de faptul că distorsionăm tot acest sistem, distorsionăm formula de calcul care este una absolut corectă acum, noi îi ajutăm mai mult pe cei cu pensii mai mari decât pe cei care au venituri mai mici. Pentru că dacă s-a indexat cu 4%, cel care are 1.000 de lei va avea cu 40 de lei mai mult și cel cu 10.000 de lei va avea cu 400 de lei mai mult. Simțiți această diferență? În perioada de criză trebuie să-i ajuți pe cei cu nevoi, care au nevoie de acești bani. De aceea, lăsați formula, nu umblați în formula de calcul, nu stricați mecanismul ăsta de indexare, dar ați dat 1.000 de lei ajutoare, mai dați 1.000 de lei ajutoare la ăștia care au nevoie de acești, de acești bani. Și atunci tu ai rezolvat problema. Ai ajutat pe cei care au strictă necesitate de acești bani și nu ai stricat un sistem care a fost construit cu multă muncă. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru ca oamenii să ne voteze, să nu zică că, uite, ăștia n-au vrut să ne indexeze pensiile. Și asta, la lucrul ăsta, asistăm la fiecare ședință de Parlament. Până când va fi un guvern susținut de o majoritate parlamentară care și-a asumat răspunderea, vom asista la asemenea populisme. Pentru că lucrurile adevărate nu întotdeauna sunt populare. Reformele, spre exemplu, care le-am promovat atunci când conduceam guvernul, nu erau tocmai populare. De pildă, reforma sistemului de pensii. Nu a fost cea mai populară reformă, dar, în schimb, întrebați astăzi pe cei care se pensionează în momentul de față, cei care intră în sistemul de pensii, ei sunt satisfăcuți de pensia pe care o primesc acum, în comparație cu cei care erau în sistemul vechi de pensii. Pentru că roadele dintr-o reformă le strângi puțin mai târziu. Dar Parlamentul se va întruni în perioada asta celor două luni sau nu? Ca să înțeleg cât multe acte de astea populiste vom avea. Nu, asta este o altă problemă, pentru că nu există această transparență în organizarea activității Parlamentului. Eu sunt membru biroului permanent,
aflu cu câteva ore înainte de a fi convocat biroul permanent, deja cu agenda prescrisă. Deci, nu, haideți să înțelegem foarte bine. Există PSRM-ul care controlează majoritatea parlamentară, parlamentul și guvernul astăzi. Iată, ei se întrunesc împreună și decid cum este mai convenabil pentru partid să aranjeze lucrurile în activitatea parlamentului. Mă întreba azi un coleg dacă mâine avem ședință de parlament. Adică nici dumneavoastră nu știți dacă mâine li strezăște lor că vor la nou să convoace ședința de biroului. Așa cum a fost, așa cum a fost ieri, de pildă, da. Ne-au spus că la ora 12 este biroul permanent și la ora 2 este ședința plenară. Și apropo, iată, este un proiect înregistrat de Partidul Democrat, am vorbit ieri, în noiembrie. În noiembrie. Deci noi am propus, oameni buni, haideți pe platformă parlamentară să constituim o comisie care urmează în termen de o săptămână să vină cu propuneri eficiente de gestionare a crizei pandemice. Iată, nu s-a găsit loc până acum în ordine de zi ca să fie creată această comisie și a venit miercuri. Acum, în data de 30 martie, având noi un proiect înregistrat în noiembrie, să ne ferecească cu stare de urgență, neavând un plan de gestionare a crizei. Se pune carul înaintea boilor de fiecare dată. Sperăm că va fi și bine, domn președinte. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiune. Vă doresc mult succes în continuare, să aveți o seară cât mai calmă și ne revedem de aparat aici în studio. Să reușim până la 23 să mergem acasă. Intră în vigoare de pe 3. Da, de pe 3. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.